Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Își bagă cel mai probabil ca să fie angajat, practic să nu mai poți fi dat afară și să fie angajat pe un salariu bun ani și ani de zile, să ieși la pensie mai devreme și așa mai departe, nu? Da. Bun. Ce-mi dorești? Acolo... Acolo, deci la Neamț, sunt puse sub acuzare acum 26 de persoane. 26 de persoane implicate. Adică asta spune ceva. N-ai cum să păstrezi secretul unei asemenea operațiuni, mai ales într-un oraș mic, dar drăguț, cum este Piatra Neamț. Spune ceva toată povestea asta și despre coeficientul de inteligență al acestor infractori. Presupuși infractori, deocamdată, desigur, care mai că-și deschiseseră firmă la stradă cu anunțarea serviciilor oferite. 26 de oameni. Printre aceste 26 de persoane, directorul de la ambulanță de acolo, un lider de sindicat și două asistente șefe, deci oameni cu funcții manageriale. Dar magnitudinea încasărilor de aici păci șochează. Adică aici, băi, s-a încasat serios. Deci, potrivit procurorilor anticorupție, directorul Dan Morenciu a luat mită în doar 16 zile între 2 și 18 mai anul ăsta, acesta, a prins și zi liberă 2 mai, cred, 108.000 euro în 16 zile. Deci ce ziceți de această rată de profit? Ia fă, Luca, 108.000 împărțit la 16. Nu, că îmi consum bateria la telefon, 108, 1, 2, 3, împărțit la 16, egal 6.750 de euro la zi. Băi, să știi că nu vreau să fiu în pielea lui. Tu gândește-te că astea sunt niște joburi care, în mod normal, se dau pe bază de cumetrie. Și acum ești pus în situația asta în care îți vin cumetrii și îți cer un job și tu știi că în partea altă poți să produci 6.000 de euro pe zi. 750. 6.750 de euro. 6.750. Adică 750 la mizlic. Ce faci, mă? Întorci spatele familiei? Lași banii ăia să... Da. Bă, nu pot să te ajut, că mi-e rușine să-ți cer bani ție. Nu? Băi, zice, eu normal îmi iau, vezi că eu iau o șpagă de tu, nu poți să duci. Da. Hai pentru tine, mătușă, uite. Îți fac reducere. Ce zici de 5.000? Da, băiete, rată de profit. 108.000 euro în 16 zile. Uite, domnul Ciolacu, că tu vrei să impozitați suplimentar firmele, da, care fac profit. Avem niște corupți în România, fac o grămadă de bani. Ar merita mai multă atenție. Mai sunt și niște confiscări care pot fi operate dacă nu sunt bani la buget. Acolo, iată de simplu, vă duceți și luați banii, practic. Nu e nimic complicat, sigur. Sunt prietenii dumneavoastră, domnul Ciolacu, da. Când vine vorba de interesul național, mai... Vă mai certați, nu? Revenind la Neamț, procurorii DNA spun că domnul director ar fi încasat bănișorii în trei tranșe, 40.000, 20.000 și 48.000 de euro, undeva la o spălătorie și la o pensiune din Neamț. Și interesant că domnul director urma să aibă măcar teoretic un mandat limitat de numai 6 luni, fusese numit pe 1 martie. Deci remarcabilă eficiență, nu? Și da, Ce? Am pierdut ceva. Deci dânsul a luat banii... În trei tranșe. În trei tranșe, dar a luat banii buluc. Adică... Da. Nu era zilnic totuși. Asta am făcut noi o medie. Asta zic că i-au strâns bani. Da. Păi aveau oamenii lui care îi strângeau bani. Adică, acum eu mă îndoiesc că el a inventat rețeaua asta. Că n-a avut timp. La 1 martie a venit și nu cred că totuși era așa un mare era manager. Era la gata, i-au zis, domn director, asta spune. Avem să vă facem o surpriză. Da. Nu știu dacă vi s-a spus la angajare. V-am pregătit ceva frumos. O să vreți niște colete cu bani la un moment. Noi adunăm o șpăguță și... Deci, dumneavoastră doar trebuie să semnați. Da. El, practic, a preluat ceea ce exista deja. Omul care colecta șpăgile era, spun procurorii, liderul de sindicat, domnul Gladior, așa îl cheamă pe dânsul, Gladior Andronache, și se dădea, da, cât se dădea? Cam 4.000 de euro pentru a fi declarat admis la un concurs pentru personal sanitar și auxiliar, angajări pe durată nedeterminată, cum spuneam. Deocamdată au fost documentate 12 cazuri, probabil că mai urmează și altele. Eu aș fi gata să pariez că nu sunt doar acestea, așa cred eu. Nu vrei să facem o dată o emisiune și să căutăm oameni de ăștia prin țară care și-au botezat copiii în felul de... sau nași, nu neapărat părinți. Dom'le, deci cum ai ajuns să ascultăm poveștile din spatele numelui? Da. Am o reținere să facem asta, că lumea s-ar putea simți, oamenii s-ar putea simți, adică ei n-au nicio vină.
Așa, asta, eu n-am spus că oamenii au vreo vină. Eu mă refeream la părinți, la nași, la cei care au vină. Eu aș vrea, știi cu cine aș vrea cu adevărat să vorbesc? Nu știu dacă mai trăiește. Cu domnul ăla de la Sfatul Popular, sau cum îi spune. Da. Care prima dată, când a venit, când a trebuit să dea nume, a dat numele Pintilii, cu doi la capăt. Acolo. El nu, adică nu a putut să spună Pintilie, cum e în român, și el zicea, îl cheamă, cum te cheamă, ei? Te cheamă Pintilii. Pintilii, ai Pintilii. Dar știa să scrie cu doi i. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.